Ceferiști, medici, pădurari, militari în rezervă și polițiști reclamă că prin noua lege a pensiilor vor pierde mai multe drepturi, de exemplu, încadrarea la condiții speciale și deosebite de muncă. Noul calcul al pensiei i-ar lăsa și fără anumite sporuri, mai spun oamenii. Sistemul de salarii și pensii este la pământ. Cine dintre pensionarii civili se iluzionează că vor fi nu știu ce creșteri de pensii, se înșala amarnic, nu se va da nimic. Ne-am întâlnit aici medici din rețeaua sanitară a CFR, din spitalele CFR. Aceștia se tem că aceste spitale CFR vor fi desființate și ei își vor pierde locurile de muncă. Așadar, sindicaliștii de aici din Piața Victoriei au nemulțumiri multiple. Valoarea de inventare a acestor spitale cu bunuri este de multe mii de milioane de euro, iar ei vor, prin hotărâri de guvern succesive, să le treacă valoare zero. Pentru marea majoritate a rezerviștilor nu s-au dat pensia suplimentară, nu se găsesc nici medicamente pentru rezerviști. Și polițiștii locali au protestat. Nu ne vedem la 65 de ani în stradă, cred că și nici dumneavoastră nu ne-ați vedea în stradă. Să circulați în siguranță pe străzile capitalei sau chiar la noi, în Neaș. Manifestanții cer guvernului să revină asupra unor prevederi din legea pensiilor care a fost adoptată rapid de Senat. E un dialog pe care trebuie să-l aibă ministrul muncii cu cei de la sindicat. Există dreptul fiecăruia de a sesiza dacă sunt neclarități, dar sunt convins că prin dialog ele se clarifică. Dacă sunt elemente pozitive și în beneficiul cetățenilor și mai ales a pensionarilor, de ce nu să fie clarificat? Săptămâna viitoare, luni, este programat votul final la Camera Deputaților.